Printre evoluțiile de ultimă oră de pe frontul din Ucraina, veștile care vin atât de la Kremlin, dar și de la Kiev, printre sancțiuni pe care le aflăm ca nou val din partea puterilor occidentale, o informație de ultimă oră ne arată o declarație a fostului președinte al României, Traian Băsescu. O mulțime de foști demnitari europeni l-au ajutat pe președintele Putin să capete putere. Pare acuzație făcută chiar de fostul șef de stat, Traian Băsescu, în plenul Parlamentului European. Cel care astăzi este europarlamentar nu n-a apucat să-și ducă până la capăt discursul, pentru că i s-a tăiat microfonul pe motiv că a depășit timpul alocat. Dar iată ce a apucat să declare în fața colegilor eurodeputați. Avem însă o altă mare problemă. Problema consolidării lui Putin de către demnitari ai Uniunii Europene. Și aici o să vă dau, o să enumăr câțiva premieri ai Uniunii Europene care s-au pus în slujba lui Putin după terminarea mandatelor. Schröder e pe buzele tuturor. Matteo Renzi, fost premier italian, angajat la firmă rusească. Christian Kern, fost cancelar austriac. François Fillon, fost premier al Franței. Asko Aho, fost premier finlandez. Paavo Lipponen, fost premier finlandez. Karin Knesel, fost ministru de externe austriac. Hans Schelling, fost ministru de finanțe austriac. Și sigur nu putea să lipsească Dominic Strauss-Kahn. Cu astfel de oameni în jurul său și în vârf. Fostul președinte al României așadar, iar vocile care contează în această seară, în debutul Bună seara România, sunt profesor universitar dr. Valentin Naumescu. Este profesor de relații internaționale în cadrul Facultății de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, dar și președinte al Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică. Domnul Naumescu este expert independent și evaluator al Comisiei Europene în domeniul relațiilor internaționale din 2015. Vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, domnule Naumescu! Bună seara, bine v-am regăsit! Îl salut și pe domnul Dorin Popescu, analist politic, fost diplomat. Dacă aveți curiozitate, veți afla despre Dorin Popescu și ale domniei sale misiuni diplomatice efectuate în locuri precum Moscova, Cernăuți și Sarajevo. Bună seara, Dorin Popescu! Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație! Și eu pentru prezență. Domnule profesor Naumescu, de ce ar fi relevantă o asemenea declarație a fostului președinte? Ce ar merita să înțelegem fără să credem din capul locului că e contrafactual să mai afirm despre cineva că ar fi fost ajutat despre altcineva într-un trecut cândva? Domnul Băsescu are dreptate în ceea ce spune. Pe de altă parte, sigur că nu spune lucruri noi. Sunt lucruri știute, lucruri care s-au mai spus, s-au reiterat de-a lungul ultimilor ani. Aceste îngrijorări care veneau din Europa Centrală și de Est au fost fie ignorate de multe ori, fie considerate exagerate în Europa de Vest. A fost multă naivitate printre liderii politici ai Europei de Vest. Au fost poate și interese financiare, comerciale în relația cu Federația Rusă în ultimii 23 de ani aproape de când Vladimir Putin conduce Rusia. Deci așa trebuie privit în această cheie. Este o reafirmare a unor erori care au fost constatate de-a lungul timpului și chiar recunoscute de liderii europeni actuali. Să nu uităm că actualul președinte al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, care a spus acum câteva luni și a recunoscut greșeala pe care a făcut-o cu ani în urmă când era ministru de externe al Germaniei și se opunea sancțiunilor la adresa Federației Ruse sau se opunea instalării scutului american de la Veselu, a recunoscut aceste greșeli. De asemenea, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus
foarte clar. Trebuia să-i ascultăm cu mai multă atenție pe partenerii noștri est-europeni. În anii din urmă, ei au atras atenția cu privire la agenda și intențiile reale ale regimului Putin și nu i-am ascultat, s-a dovedit că ei au avut dreptate. Deci în acest context, sigur că fostul președinte al României, Traian Băsescu, a mai punctat odată în aula Parlamentului European aceste chestiuni care erau de fapt cunoscute de mai multă vreme. Dar ar putea cineva, domnule Popescu, să afirme, iată, dacă Vladimir Putin a fost legitimat în trecut de înalți oficiali europeni, în diverse momente ale istoriei, se poate merge cu raționamentul până la, iată, inclusiv acest război, și întrebarea ar fi, posibil să fie și acesta un efect al legitimării și al creșterii puterii unui lider, Vladimir Putin? Printr-o serie de pasivități, printr-o serie de complicități și printr-o serie de dezechilibri în ceea ce privește promovarea prioritară a intereselor economice, energetice, comerciale ale unui stat membru, s-a facilitat menținerea la putere a lui Vladimir Vladimirovici și s-a papat, ca să zic așa, calea către un proiect imperialist de tip neosovietic, după cum l-am numit eu și nu doar eu. A fost o încurajare tacită a proiectului său imperialist. Ca atare, de bună seamă că aceste naivități, aceste complicități, aceste pasivități au încurajat regimul de la Kremlin și, în mod particular, la urmă pe Vladimirovici, să elaboreze, să pusească, să țineze, să articuleze un proiect imperialist care se patra și pe continuarea paradigmei de pasivitate și complicitate a unor statele membre ale Uniunii Europene. Din fericire, acea paradigmă s-a schimbat imediat și reacția este suficient de coezivă. Eu cred că sunt neproductive în momentul de față, sunt inoportune și chiar neproductive trimiterile la vinovățile individuale sau colective care au favorizat acest realist al proiectului lui Putin. În momentul de față trebuie să ne concentrăm pe lucrurile care pot fi coeziunea noastră europeană și dacă ar fi să eliminăm din declarația făcută în urmă cu puțin timp de fostul președinte al României, dacă ar fi să lăsăm pentru câteva secunde deoparte numele și prenumele celor invocați și am privit doar către statele din care fac parte, acestea sunt, domnule profesor Naumescu, Germania, Italia, Austria, Franța și Finlanda. Pe cea din urmă, dacă acceptați, o putem lăsa deoparte, măcar și pentru faptul că știm foarte bine demersurile pe care le-au făcut oficialii finlandezi către NATO, de pildă, Germania, Italia, Austria și Franța. E relevant ce poziție au avut acestea în ultimele 8 luni de conflict, de război? Este relevant în sensul că unele din aceste state și-au păstrat neutralitatea și nu au intervenit în niciun fel, nu au condamnat invazia Rusiei în Ucraina, nu s-au alăturat sancțiunilor și continuă să-și proclame această neutralitate politică. Mă refer în special la Austria, un caz notoriu în acest sens. Exact. Și pot să vă spun, eram secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe în perioada 2005-2007. Îmi amintesc la Viena, într-o discuție cu un director general din Ministerul Afacerilor Externe austriac, când încercam să pledez pentru valorizarea strategică a Mării Negre, a zonei Mării Negre, arătând și potențialul conflictual, amenințările, riscurile care există. Lucrurile acestea făceau parte din politica externă și de securitatea României la vremea respectivă, eram privit cu foarte multă reticență, cu un zâmbet pe față, dar de ce tot încercați să ne convingeți atâta de importanța, ce e așa important în Marea Neagră sau ce pericole pot să existe? Cu Rusia nu este absolut nicio problemă, facem afaceri cu ei, sunt parteneri credibili. Asta îmi spunea un director general din Ministerul de Externe austriac în 2006-2007, cred. Lucrurile acestea nu s-au schimbat foarte mult nici astăzi la Viena.
de exemplu. Sigur, sunt alte state care au trecut printr-un proces de reflecție politică mai accentuat, vorbim de Germania, care a fost, de fapt, în centrul acestei critici și care pare să se fi trezit cel puțin pe palierul politic, cancelar, președinte. Sunt cu totul alte mesaje care vin astăzi de la Berlin față de cele de acum câțiva ani. De asemenea, Franța. Președintele Macron, ne amintim, până cu câteva zile înainte de invazie, încerca în lungi, interminabile convorbiri telefonice cu președintele Putin, nu știu ce convingă să-i facă propuneri, ne spunea că e pe drumul cel bun, nu va fi nicio invazie. S-a înșelat. Dat seama că s-a înșelat și a schimbat discursul, a recunoscut, hai să spunem, doza de naivitate care a existat în relația cu Moscova. Și iată, Franța este în acest moment un jucător, un participant activ la noua strategie a NATO în zona Mării Negre și a asumat conducerea grupului de luptă al NATO din România. Trimite trupe în zona Mării Negre, este un cu totul alt discurs, atât la NATO, cât și în zona Uniunii Europene a Parisului. Sunt și alte state care au ieșit din acea letargie, din acea stare de vis, de iluzie care era în raport cu Rusia lui Putin. Deci, cu bune și cu rele amestecate, suntem într-un proces de conștientizare, de transformare a Uniunii Europene, a NATO. Din păcate, această trezire a venit târziu, prea târziu pentru Ucraina, pentru a se mai putea face ceva. Putem merge mai în urmă, dacă vreți, cu aceste regrete, dar, așa cum spunea și colegul Dorin Popescu, nu știu la ce mai pot ajuta în acest moment, să ne amintim că la summitul NATO de București, din aprilie 2008, a existat o extraordinară fereastră de oportunitate strategică, geostrategică, cum vreți. Președintele Statelor Unite de la vremea respectivă a propus atunci pe agenda, chiar discuta invitarea Ucrainei și Georgiei de a fi invitate să adere la NATO. Atunci aliații vest-europeni, în special Germania și Franța, s-au opus, spunând că aceste țări nu sunt pregătite și iată, practic, s-a ratat o șansă extraordinară. Dacă Georgia și Ucraina, în special vorbim de Ucraina, erau invitate în 2008 să adere la NATO, evident că nu ar mai fi fost invadată anul acesta de Rusia, pentru că ar fi beneficiat de garanțiile de securitate ale articolului 5 din tratat. Deci s-au făcut greșeli, dar deja acestea sunt parte din istoria noastră, din istoria occidentală. E bine să depășim aceste discuții și aceste critici și să privim spre prezent și mai ales spre viitor, spre ce putem face pentru a câștiga acest război și pentru a reinstaura un climat de securitate în Europa. În prezent atunci să rămânem și vă propun distinși invitați să deschidem acest capitol al spațiului Schengen. România e vestul sălbatic al Europei, cel puțin asta a afirmat un eurodeputat german într-o dezbatere despre aderarea țării noastre, dar și a Bulgariei la spațiul Schengen, o dezbatere care a avut loc în plenul Parlamentului European. Europarlamentarul german ar fi cunoscut pentru viziunile sale extremist-naționaliste și ar veni în contradicție cu mesajele altor oficiali europeni care au transmis, măcar în ultimele zile săptămânii luni, că România îndeplinește criteriile pentru a intra în spațiul Schengen. Eurodeputații români au provocat o dezbatere în plenul Parlamentului European despre aderarea României la Schengen. Un membru al partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania, Guido Reil, a criticat România. So vor einem halben Jahr bin ich durch Rumänien gefahren auf meiner Reise in die Ukraine und ich habe Rumänien kennengelernt und ich möchte Rumänien mal freundlich so beschreiben. Rumänien ist der wilde Westen von Amerika, von Europa. Also wilder Westen mitten in Europa. Aș vrea să-i transmit domnului Rail, care văd că nu mai e în sală, că dacă România nu și-ar fi făcut treaba la frontiera Uniunii Europene, ar fi văzut dânsul ce înseamnă Far West-ul, cu adevărat. În continuarea discursului, europarlamentarul german a comparat țara noastră cu Ucraina și a spus că în țara vecină, chiar dacă e război, e mai multă ordine decât în România.
Vreau să vă încurajez ca să cereți de urgență președinte Parlamentului European să ia măsuri în privința acelui domn care a vorbit mai devreme în această sală și a folosit un limbaj jignitor, suburban și sub demnitatea acestei instituții și sub demnitatea prestigiului pe care noi trebuie să-l avem în Uniunea Europeană. PPE, cel mai mare grup din Parlamentul European, îndeamnă țările membre să permită accesul liber în spațiul Schengen și pentru cetățenii din România și Bulgaria. ESPP, like I think all parties in this house, we strongly support Romania and Bulgaria becoming member of the Schengen area. And we have always fought as EPP for this endeavor. Romania and Bulgaria's place is within Schengen. Especially now, when we face many humanitarian and security challenges at the EU borders. For us, there is no first and second class European. There are no objective reasons to deny Bulgaria and Romania to this success. Un vot în urma dezbaterii de la Strasbourg va avea loc la următoarea ședință de plen, programată la finalul lunii octombrie. Pentru ca România să scape de controlul la frontierele interne, este însă nevoie și de un vot unanim în Consiliul JAI, care se întrunește în luna decembrie. România îndeplinește tehnic condițiile de aderare la spațiul Schengen încă din 2011, atunci când Parlamentul European a dat undă verde pentru aderare. Anul acesta, de la începutul invaziei forțelor armate ruse în Ucraina, România a găzduit peste 1 milion de refugiați ucraineni. Am dovedit că putem securiza frontiera de est a Uniunii Europene în cele mai dificile condiții și spun clar și răspicat, România poate securiza o frontieră a zonei Schengen în orice condiții. Sper ca și partenerii olandezi, cu care avem de principiu relații economice foarte bune, să înțeleagă că nu mai pot bloca aceasta de la România. Inspectorii Schengen vor veni săptămâna viitoare în România și vor verifica cum se fac controlele la graniță și dacă polițiștii români sunt instruiți să aplice normele Schengen. România este poartă de intrare și pentru refugiații care provin din Orient sau din Africa. Tocmai de aceea, oficialii Comisiei Europene vor verifica și dacă autoritățile române respectă legislația privind azilul. Țara noastră are 6 centre pentru refugiați, unul dintre ele este acesta, de aici, din capitală. De asemenea, Comisia Europeană vrea să afle și dacă România respectă politica Uniunii privind returnarea celor care nu îndeplinesc condițiile pentru a sta în spațiul comunitar. Nu putem accepta ca o țară cum este România și o populație cum este România să fie umilită în permanență. Te duci într-un aeroport, cetățenii europeni într-o parte, românii în altă parte. Te duci la frontierele Uniunii Europene, vrei să traversezi cu mașina cozi, kilometri, ore, zile, aceeași umilință. Vrei să transporti mărfuri, cozi de tiruri nesfârșite. Este o situație absolut umilitoare și intolerabilă și care cu atât mai mult nu are nici măcar o singură sau un singur motiv sau o singură motivație care să poată să fie spusă. Această situație trebuie să înceteze pentru că România este printre națiunile europene cele mai pro-europene. 26 de țări din Europa fac parte din spațiul Schengen, iar 4 nu sunt membre ale Uniunii Europene. Pentru că discutam până acum, domnule Popescu, în contextul războiului despre legitimitatea și creșterea puterii președintelui Putin, v-aș propune să rămânem în același context, pentru că acum curiozitatea ar fi cât contează contextul războiului din Ucraina pentru România, care privește către Schengen. De curiozitate, colegii de la jurnaliștii de la Europa Liberă au făcut o analiză în care scrie: din 2011, România a încercat de 15 ori, prin introducerea solicitării intrării în spațiu Schengen, pe agenda preliminară a Consiliului JAI. Până acum, cererea nu a fost aprobată. Ei bine, privind lucrurile din perspectiva extrem de îngustă a aderării României la Schengen, de bună seamă că există un context favorizant al războiului de agresiune a Federației Ruse în Ucraina. Noi vom beneficia, în evaluarea mea, în perioada imediat următoare, de un culoar favorabil similar celui de care, dacă vreți, a beneficiat Ucraina în momentul în care războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina a accentuat, a facilitat și a accelerat obținerea statutului de candidat la Uniunea Europeană de Ucraina. În evaluarea mea nu există nicio întrebare, în perioada imediat următoare nu se va debloca
întregul parcurs de acceptare a României. Intercepte convins că atât la noua adunare a Parlamentului European din 17-20 octombrie va avea loc un vot pe revoluție legislativă de această dată și la Constituția. Sunt extrem de convins că nu vom auzi decât răzări și episodic voci pe cea a europarlamentarului german și de facto astrele se vor alinia în direcția obținerii unui verdict unanim la Consiliul Jai din decembrie. Deci, în evaluarea mea, strict din perspectiva aderării României la Schengen, această dinamică imprevizibilă a schimbărilor geopolitice la care asistăm în ultimele 7 luni, odată cu declanșarea invaziei ruse din februarie, a accelerat, a facilitat și a favorizat, a acordat o șansă suplimentară și încă o dată a accelerat procesul acordării acceptării României ca membru în spațiul Schengen și nu am nicio îndoială că până la finele anului în curs România va avea un consens și o decizie pozitivă la nivelul Consiliului Jai. De reținut și vă mulțumesc foarte mult pentru analiza dumneavoastră, domnule Dorin Popescu. În chip de concluzie, domnule profesor Naumescu, poate cineva, și dacă o face, greșește sau ar putea să aibă dreptate, să afirme, suntem astăzi în punctul în care din afara granițelor României există interes pentru ca această țară să intre în Schengen? Uitați, eu cred că România este pe drumul bun spre aderarea la spațiul Schengen. Cred, sunt aproape convins că va exista o decizie favorabilă la Consiliul Uniunii Europene pentru Justiție și Afaceri Interne din decembrie. Nu aș alimenta, tocmai din acest punct de vedere, că lucrurile sunt intrate pe o direcție bună, nu aș alimenta nici discuții speculative, nici critici față de politicieni germani, marginali, cu totul marginali, corect, care exprimă acolo niște poziții fără semnificație politică la nivel european, dar poate pentru electoratul lor din Germania, un electorat radical, naționalist, care undeva sub 10% în acest moment din electoratul german, și să nu acordăm o importanță mai mare decât se cuvine unor declarații cu caracter electoral, politicianist, care nici nu sunt făcute, de fapt, pentru a fi luate în considerare, ci doar pentru propriul electorat, da? Pentru a fi auzit acel politician de alegătorii lui din Germania, pentru că trebuie să recunoaștem, există și în Germania și în alte țări un segment de populație care gândește în acest fel, așa cum avem și noi în România și politicieni marginali care exprimă opinii politice care nu sunt luate serios în considerare la nivel politic european și care, știu și eu, poate vorbesc în numele unui număr mic de alegători. Deci, tema aceasta aderării României la spațiul Schengen, cred că trebuie să o gestionăm cu calm din acest punct de vedere și de acum înainte, rațional și cu încredere. Suntem pe punctul de a îndeplini acest obiectiv pe care, într-adevăr, îl meritam. Din martie 2011 eram șef de misiune diplomatică, consul general la Toronto, în Canada. Îmi amintesc foarte exact, îndeplineam perfect criteriile tehnice, pregătisem reprezentanțele diplomatice și consulare României din afara spațiului Schengen pentru aderare și au fost doar criterii politice, să spunem, considerente politice, care au blocat în ultimii 11 ani aderarea României la spațiul Schengen. Din fericire, se pare că s-au deblocat acele rezistențe. Sigur că a contat și acest război în care Uniunea Europeană strânge rândurile, un moment de unitate mai mare, de consolidare a solidarității europene. S-a înțeles că este nevoie de țări pro-europene ferme, așa cum este și România pe flancul estic. România aduce resurse importante. Dacă beneficiem sau nu de război cu ghilimele de rigoare pentru aderarea la Schengen, sigur e o discuție absolut speculativă. S-a mai întâmplat în istoria recentă a României, da. Să ne amintim și de războiul din Kosovo la sfârșitul anilor 90-2000, care a precedat, să spunem așa, și decizia de
primirea României în NATO și aceea de a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Deci se întâmplă uneori în istorie că astfel de amenințări, de războaie pe care le ai în vecinătate, în regiuni limitrofe, să-ți crească valoarea, te ajute să fii mai corect privit de cei din organizația, din clubul din care faci parte și să se strângă rândurile în acest sens. Deci ne bucurăm că lucrurile merg bine și eu cred că în decembrie România va fi acceptată în acordul Schengen. Profesorul Valentin Omescu, mulțumesc pentru analiza dumneavoastră la Euronews România.